Înainte să dăm drumul la acest super challenge, vreau să vă anunț că mâine, începând cu ora 20, 8 seara, urmează un super live aici pe canal. O să încercăm să facem drafturi geniale de, sper eu, 194 overall rating. Vă aștept atunci, acel live va face parte din Gaming Marathon, unde o să fie prezenți, bineînțeles, și alți YouTuberi, alți streameri care fac content de calitate. Deci ne vedem la ora 20 mâine aici pe canal pentru un super live cu ocazia Gaming Marathon. Ce fac, băieții, și bine ați venit la un challenge cu adevărat genial pe canal. Îl avem lângă noi, virtual, online, pe Alin. Te salut, bro, ce faci? Te salut, Ovi, îți mulțumesc de invitație. Uite, pregătit pentru acest pack opening de senzație. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro. Linkul este în descriere. Ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Fiți atenți ce facem, fiți atenți ce facem. O să deschidem 5 pachete garantate Team of the Season. 5 pachete garantate FIGS, știți voi, din ligile alea barosane acolo, tot cu carduri Team of the Season. Deci 10 eu, 10 Alin. După ce facem asta, vom deschide câte un pachet de fiecare și vom avea un câștigător pe fiecare rundă. Câștigătorul o să fie acela dintre noi care are cel mai scump jucător din acel pachet. După cele 10 runde, o să vedem care este câștigătorul per total, iar învinsul o să fie nevoit să dea discard la cel mai bun jucător care i-a picat în acest pack opening. Alin, zi-ne și nouă, te rog frumos, cu ce te ocupi tu pe canalul tău de YouTube, ce fel de conținut pui? Mulțumesc de întrebare, Ovi. Pe canalul meu, de obicei, în principal, folosesc clipuri cu gameplay. Am multe live-uri săptămânal, în jur de 5 minim, pe coponing și mai puțin cu transferurile, pentru asta avem prieteni. Băieți, o să fie link în descriere către canalul lui Alin, neapărat acolo cu un subscribe, omul face o grămadă de live-uri foarte, foarte faine, vă recomand, cum ziceam, link-ul o să fie în descriere. Acum, dacă vouă vă plac genul acesta de clipuri cu challenger, cu alți youtuberi, nu uitați să apăsați butonul de like. Hai să încercăm să ajungem la peste 3000. Ar fi absolut, dar absolut fabulos. Ne pregătim de prima rundă din cele 10. Avem 5 FIGS Team of the Season Player Packs și 5 Team of the Season Clasice. Per fiecare rundă, cum ziceam, câștigătorul o să fie decis de cel mai scump jucător. Bro, deschide mâna același timp sau pe rând, cum zici? Eu zic să deschidem în același timp, cred că e mai interesant. Hai, tata, în același timp, deci fii atent, sunt pe FX ăsta. Da, FX. Da, gata. 1, 2, 3, dă-i bătaie, i-am dat, l-am deschis. A plecat da. A plecat și la hai mine și vedem, la tine. Hai să vedem ce ne așteptă. Așa, albastru frumos. Bă, ce? Băi, ce? La mine e bine. Fii atent, la mine e bine. La mine nu e chiar așa bine. La mine e bine, eu o să zic, mi-a picat David Alaba. La mine a picat Klaus, fundașul dreapta de la Lens. Cum îl cheamă? Klaus, fundașul dreapta de la... Rău, fii atent. Al meu e 100 de K. Al tău e 60, Oviță. Runda 1. Oviță, m-am trecut aici pe listă, 1-0 pentru Oviță. Bă, mă așteptam, Alaba asta era mai scump la început. Da, și Klaus a mai scăzut în preț, scad de când cu pachetele astea. Mamă, e numai pe duplicate aici. E belea de tot. Numai duplicate, ok. E groasă. E, l-am trimis. Gata, ok. Deci avem un FX. Hai să trecem acum la un Team of the Season Player Pack, da? Runda a doua. Ești pregătit? Da. E pregătit aici. Hai. Pe bulan acolo, vezi că ăsta a fost anul meu. Ăsta a fost anul meu la noroc, la pachete. O grămadă de jucători buni. Să zic că mi-a venit Pele. N-ai ce să zic. Acum? Bro, eu vreau să spun că mi-a picat un jucător foarte, foarte bun. Cu un rating bun, dintr-o ligă foarte bună. E super meta, dar nu-i scump. La tine ce e acolo?
la mine este un left forward din Portugalia, joacă la Braga, 89 rating, Ricardo Horta, nu e chiar așa scump, din Horta, păcate. Al meu e Canales de 93. Cred că m-ai bătut iar, 2-0. Cred că da, cred că e 2-0, ți-am zis, da, e anul meu. Da. Tată, e anul meu. Anul meu e, aici, anul. Nu mă bate nimeni la pack, la pack-uri acolo. Îți dai seama, Ronaldo Prime, Moments, Cruyff și o grămadă de alți jucători incredibili. Nu mă plâng, anul ăsta a fost al meu. Și pe Road to Glory. Hai să vedem. N-ai luat nimic pur anul ăsta? În afară de pele prins pe contul unui băiat, nu, la mine n-a venit nimic. Mergem la FX acum, da? Mergem, tată, la FX. Îi dăm? Îi dăm pe el? Îi dăm, îi dăm, merge. Hai, tată, mergi. A plecat și asta, a plecat. Hai că se hai, poate. Hai, dă-mă, doamne, dă-mă și mie ceva. Zeu ei lui, tată, și mie ceva. Francez, left wing. Hai, mă. Ți-a dat terier. Da. Băi, și fii atent fază. Și la mine tu francez. L-am văzut francez, a zis, mamă, e Mbappé, nu e Mbappé. Este un fundaș. Bun ce-i drept, dar nu știu la preț cu terier al tău. Aoleu, e scump al meu, tati. Știi cât e al meu? 240.000. Uai. Mai bătut tine, la tine terier nu e, e 51.000. Oviță, ce facem? Cum se procedează, ca la tenis, la 6-0 renunț sau... Bro, le facem acolo, le facem. Că dacă o să fac un challenge recurent din asta cu alți youtuberi, să avem acolo scorul. Cu el a fost atât, cu el a fost atât. Sigur. Hai, pe team of the season, al patrulea pachet, normal, nu? Da. Hai, tata. Acum, hai că eu nu-s ca nemții, țin și cu tine runda asta. Asta e runda ta, hai să vedem. I-am dat. România! Tănase! Brazilia, CDM, ai mă, nu cred, Bruno Henrique, 90. Bro, Bruno Henrique, asta e bine, mi-a dat Tănase, nu cred. Care e 49? Sunt pe Food Benzin, Bruno Henrique la tine? Bruno Henrique, Henrique. M-ai făcut la 500 de, fii atent, nu cred, la 500 de coins. Man. Tănase este, o să fac print screen. 3-1. O să fac print screen pentru că poate se schimbă prețurile între timp, știi? Da. Și băieții o să zică, bă, o viță le inventez, dar nu e așa. Uite, Bruno Henrique, 49.500. Incredibil. În sfârșit am câștigat și o rând. M-am bucurat pentru Tănase. Foarte fain cardul lui Tănase. Dar a păcat că are doar 3-3. Dar foarte fain așa per total. Nu-i da discard, o viță, nu-i da discard. 3-1, ok. Ne mutăm acum pe FX. FX, gata. FX. A plecat și asta, hai. A plecat, hai de mult. A plecat și asta. Hai cu 3-2. Ai, cred că plec acasă. Cred că mă duc acasă. Mamă, e runda mea. Da, runda mea. Cred că plec acasă acum. Nu că n-aș fi acasă. Cred că am plecat acasă de mult. Ia zi vreo, ce ți-a plecat? Fundaș central Liverpool, olandez. Virgil! Și așa se întoarce totul. Se întoarce 3, totul. 3-2. Crezi tu? Vezi că Virgil e doar 182. De ca? Vezi? Așa mult a scăzut? Vezi, ești sigur? Aolo, ești sigur? Nu cred. A scăzut așa mult? Așa, 182 de cai, da. Nu cred. Hai că te-am trecut cu victoria acolo, mi-a picat scrâniar. 50 de ca. Mama mea, doamne. A fost mie când mi-a picat Virgil pe Road to Glory, era, băi, 7-800, era incredibil. Păi și la mine la fel, când l-am prins tot așa, l-am prins la un băiat într-un pack opening și era vreo 700 de mii. Deci, eu de-aia am impresia că mai e vreo 400 de mii totuși. A scăzut foarte, foarte mult. Suntem acum la jumătatea concursului, după 5 runde, 3-2 pentru o viță, încă ne ținem bine. Dar a fost 3-0, te apropii. Revin. Periculos. Comeback. Avem FX sau nu mai avem FX? Nu mai avem. Avem toți acum. Hai, a plecat și asta, tată. I-am dat să plece, s-a dus. Pam, ok. Frances! Striker! Nu cred așa ceva. S-ar putea să fie bun ăsta. S-ar putea să fi venit bine. Ți-a venit bine? Ia să vedem.
Sper, este un neamț rating 94. Muhtar. E scump, îl știu, e din MLS. Bro, e 89.500, mie mi-a picat Manian de 50 de K. E 3-3. 3 runde la 3-3. Rând. 3-3. Bine, s-am revenit. Hai că se poate. Hai. Un pic de susținere acolo. Sport. Se poate. Nici nu mai știu care a fost cel mai bun jucător al meu de până acum, ca să știu la ce dau discard dacă e ceva. Na, vede. Ne ducem pe FX? FX. Hai, tată. Runda 7. Hai, Oviță, ce facem? Hai că a plecat. A plecat. Frances. Mamă. E close. Și-am tot. Dar ăsta e oricum, ăsta e jocul francezilor aici. E numai... Așa se... Faci 3 naționale la francezi. Sau francofoni, că mi-a venit un belgian acum. E ok, ia zi. Ce ai picat? Ce a picat la tine? Portar Real Madrid. Atât am de zis. Bro, Curtoar. N-ai cum. La mine e Koundé. Mai bătut, e runda mea asta, n-are cum să fie portar atât. Da. Dar eu o să mă uit așa, de curiozitate. Thibaut Courtois. 7-7 de ca. N-a fost rău. Suntem bine. S-a dat bine. Da. Oh, mă, un pic și noi, păi așa, luăm în continuu bătaie, nu se poate. Team of the season player pack, da? Da. I-am dat, a plecat și asta. Hai da. Pac. Runda 8. Hai că trezui pe asta. A plecat team of the season, gata. A trebuit să ne discar la cort. Striker. Nu! Am văzut francez striker, am zis, stai că și la mine tot nu cred el. Nu, e pe... mai bătut oricum. Nu știu, e groasă. L-am avut adversari în preliminare, Alioski. Așa, fii atent, al meu e 43.750, Bozoc. Și Aliovski ăsta, cum se scrie, mă, mâncarea și pe el? Alioski. Aha, 88. Vai, la un K te-am bătut. Al tău e 42.500 și al meu e 43.500. Ololololo. Alioski zici, nu? Alioski, da. Mamă, a fost close, bro, asta, close. La mine mi-a picat un striker francez, Bozoc. Și zis... Mamă, când am văzut pe ăsta. Dar e 90, nu? Parcă Bozoc ăsta. Da. Ok, runda 9. E fix. Da, e fix și după aia team of the season. Trebuie să o iei pe asta. Dacă mai ai vreo șansă la egalitate, trebuie să o iei pe asta. A plecat. A plecat. Și la mine. Haide. Hai. Nu! Striker polonez! Lewandowski! Sper că mai costă ceva. Sigur costă mai mult decât ce am eu. Mie mi-a dat Manu Neuer. Manu 74. Neuer. Da, ne-am trecut. Colegi, ca să vezi tu, ne-a dat amândurul de la Bayern München. Bro, fii atent. Dacă e ultima rundă, e egalitate perfectă. Ești pregătit? Da, sunt pregătit în 3, 2, 1. A plecat. A plecat și la mine. Gata. Haide. Haide, mă, cu egalitatea, poate. No, Frances! Uite ce cine a dat, mă. Uite ce a dat, mă. Mamă, nu zic nimic, te aștept pe tine. Stau pe burtă. Mi-a dat un turc. Cum îl cheamă, zi-mi? Căciu. Mamă, păi mai puțin. Zi-mi pe litere. Kappa. Și cred că ți-l arată. Orchiun, căciu. Căciu. Totul de Klaus la mine. Trebuie să dai discar, cred că lui Virgil sau lui Leva, tu. Este mă. Mamă mea, dar trebuie să-i dau discarul Leva. E cel mai bun? Care a fost cel mai scump de la tine? Leva, dacă nu mă înșel. Știu că Virgil e 180 și Leva. Intră acum. Nu că tu mă păcălești și dai la mai chip. Lewandowski ăsta 68? Nu, Virgilie. Virgilie? Da. Virgil îi dau. Virgil 192. Klaus se duce pe discard. Imediat îi dăm. Bro, a fost frumos până în ultima rundă.
până în ultima rundă. Dar vezi că trebuie să dai pe cameră, trebuie să-l bagi la un SBC, că altfel nu te cred. Ok, intru acum și-l bag la un SBC ca să... Acum, stau cu tine aici. Promisiune-i promisiune. Aici, uite, îl fac like, încă mai am două squaduri de făcut, dacă tot... Băieți, am uitat să spun asta la început. Mulțumiri lui Mihai Dobroiu. E contul lui, el m-a ajutat cu aceste pack-uri ca să facem un challenge. Mersi mult de tot, bro. O să las link către canalul lui și către canalul lui în descriere, acolo cu un sub fabulos băiat. Haide că așteptăm discardul, fratelo. Hai da. Acum fac un... Îl bag la 88 ca să dureze. Dar nu, la ceva de la slab acolo, că trebuie să... Nu trebuie să câștigi ceva de pe urma lui. Trebuie să fie o daie, 82, ceva, nebunie de asta. Uite, îl bag la 82 player pick aici. Mamă, dar și deschizi SBC-ul ăla, poate dă ceva în el. Îl deschid, acum îl deschid, ia stai așa. Virgil, să-l bag pe Virgil repede. Eu am terminat player pick-ul, nu i-am dat încă. Hai, tată, dă-i acolo să-l vedem. Dă-i să vedem. Acum, gata, i-am dat 82 plus. Te rog, cu sad song acolo se vede, cu sad song. S-a făcut ecranul negru, știm. E supărare mare. A plecat și player pick-ul ăsta să vedem ce să ne-l dea înapoi. Hai, că ne-a dat un acerbi. 83? 83, acerbi. Atât s-a putut. Atât s-a putut, băieți. Voi nu uitați să apăsați butonul de like. Alin, mersi frumos pentru că mi-ai acceptat invitația. Și eu îți mulțumesc, Oviță. Multă baftă, bro, cu tot ceea ce faci în continuare. Link către canalul lui Alin o să fie în descriere. Golanilor, dacă v-a plăcut acest gen de clip, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu și Alin vă salutăm. Zi faină la toată lumea. Pa, pa. La revedere.